Cum e? Deocamdată stabilă. Dar timpul să scurge în defavoarea ei. O să o țin internată până găsim un donator. Cât? Cât e nevoie. Dar dumneavoastră aveți soluția. Știți cine a donat? Vă rog, nu insistați. Cum să nu insist? Cum să nu insist? Stai aici, stai aici. Ești bine. S-a făcut un pic greu, da? Încearcă să te odihnești. Revin mai încolo pentru niște analize. L-ai auzit. Trebuie să te odihnești. Nu, nu, nu putem merge acasă acum. Te rog. Nu putem acum. De ce? Trebuie să stai aici. Pentru că trebuie să găsim un donator. Da? Nu. Te rog. Nu. Ia, sunt aici. Sunt aici, sunt cu tine. Te rog. Și o să fiu mereu, da? Deja încep să-mi fac griji. Dacă nu găsim un donator. Păi te rog, eu nu gobi. Păi dai, auzi ce a zis doctorul, fără transplant? Mamă, îți promit că o să fie bine. De unde ești tu așa sigură? Ei, sunt eu așa. Nu-mi spun. L-ați găsit pe tatăl ei. Nu, nu. Păi și atunci, altă rudă? Te rog, nu mă pune să-ți spun. Simai. Cred că am găsit eu o soluție. Ce? Mai pune niște zahăr, te rog. Ok. Da. Maria la telefon. Bună ziua. Lia este la spital. Are nevoie urgentă de transplantul de... Da, am înțeles. Să văd ce pot să fac. Nu m-ai auzit? E nevoie urgent. Am înțeles, ok. O să văd ce pot să fac. Cine vorbeai? Cu o fostă colegă. Da. Nu vrei să o inviți pe aici într-o zi? Să mă cunosc și eu pe colegă. Faci bun grătar? Păi, o să plecăm oricum într-o excursie, da? Vreo 2-3 zile, poate după. Unde? La munte, e ziua ei. A, uh-huh. Vrei să-ți dăm niște bani, să iei cadou? Nu, stai. Am deja ceva pentru ea. Ai? Da. Sigur? Uh-huh. Să ai grijă. Hai, ia-i pe ăștia, da. Să ai și tu, să ai să fii independentă. Mersi. Mă duc. Du-te. Îmbracă-te. Măi, să-mi dai un telefon când ajungi. Un telefon, ok? Da, ok, eu să strâng tot ce mi-aș cerut. De asta să înțeleg bine. Deci vorbim despre instanța de tutelă, da? Am înțeles, ok.
În regulă. Bine, așa facem. Mulțumesc mult. La revedere. Vorbeai cu un avocat? Da. Ce? Vrea să strâng dovezi că Petru este un pericol pentru Robert. Alice, nu face asta! De ce nu? Robi o să sufere prea tare. E, lasă că oricum nu-l vede pe taică-su prea des în ultima vreme. O să crească. O să-și dea seama ce ai făcut. O să te urască pentru asta. Nu, că nu o să se ajungă la asta. Petru o să-și dea seama că locul lui e aici, lângă familie. Cum poți să-i faci asta lui Petru acum? Tocmai acum, când Lia e aproape la un pas de moarte. Cum pot? Dar el cum a putut să divorțeze de mine ca să se combine cu aia când eu eram în comă? În comă, mama! Cum pot? Uite că pot. Îmi dai voie? Nu mai coboară nimeni la masă? Probabil nu vor să mănânce cu mine. Mănânc eu cu tine. De unde-i Maria? Să-mi pună și mie ceva să mănânc. Mama, Maria e la spital și ea. Păi și mie cine-mi pune să mănânc? Nu știu, mama. Pune-ți singură. Că poți. Mai vrei ceva? Nu, mulțumesc. Vrem să vii la noi acasă să vorbești cu Otilia. Nu, nu pot. Dacă vrei un pic de dreptate, ăsta e momentul. Ce dreptate? Au trecut peste 20 de ani. Da, dar e și vina ei. Nu i-a ridicat mâna, nu i-a. Uite, eu nu-s de partea ta. Adică tu nu poți să înțeleg cum ai putut să faci ce ai făcut. Cred că lucrurile ar fi stat altfel dacă ai fi spus totul de la început. Cum altfel? Ați fi înțeles că a fost un accident? M-ați fi acceptat? Nu. Nu cred. Și până la urmă, un lucru bun a ieșit din toată povestea asta. Otilia v-a crescut. A avut grijă de voi. Da, sigur. Emma, nu fi nerecunoscătoare. Poate că erați pe drumuri sau într-un orfelinat. Așa măcar ați stat toți trei împreună. Nici nu știu dacă ne iubește. Ce contează? Ați avut unde mânca, ați avut unde dormi. Nu e suficient? Otilia are păcatele ei, da. Adevărul e că dacă n-ar fi fost ea, cine știe unde eram. Da, îți spun eu unde am fi ajuns, Pavel. Eram la noi acasă, cu familia noastră adevărată. Emma! Dacă mama n-ar fi aflat de ce a fost între voi doi. Uite, eu am problemele mele cu Otilia. Dar știu că tu și mama vă tot certați rău. Și chiar dacă n-ar fi aflat de Otilia, ar fi aflat de alta. Am iubit-o pe mama ta. Te cred. Dar asta nu te-a oprit să o înșeli. Mă rog, nu o te judec pentru asta, că nici eu nu-ți mai braz. Am iubit-o așa cum o iubești și tu pe Gabi. Da, hai, îți mulțumesc pentru discuția tată-fiu. Uite aici pentru dacă